Hei, salutare tuturor! Eu sunt Runner, astăzi vreau să vă arăt cum să instalați mașini și moduri în jocul vostru de GTA 5. După cum vedeți aici, eu am două foldere, pentru că e mai bine așa, deoarece dacă folosiți moduri sau scripturi sau orice altceva online, veți fi banați. Așa că am aici un folder cu GTA 5 Online care este clean, adică este curat, nu am moduri, nu am nimic pe el. Și am aici GTA 5 normal care este offline mod, în care mi-am băgat eu scripturi, moduri și chestii. După cum vedeți aici avem scripturi, am ceva scripturi pe aici. Și astăzi vreau să vă arăt și vouă cum să adăugați mașini și scripturi în jocul vostru de GTA 5. Deci, eu am descărcat Lamborghini ăsta Aventador. Avem aici niște fișiere. Deschidem frumos. Și vedem care aici installation, ok? Deci, avem nevoie de programul Open 4. Și după ce pornim programul ăsta, ok, vom merge exact unde ne spune el. Și el zice să mergem la... Deci, place the car files în... să vă arăt ce trebuie să faceți înainte, că trebuie să copiați ăsta, ăsta. De fapt, tot fișierul update îl copiem în fișierul mods pe care îl vom crea noi, adică dăm create new folder și dăm și îl numim mods. Aici copiem fișierul ăsta update, ok, și îi dăm paste aici. Eu l-am deja copiat, așa că nu-l voi mai copia odată, ok? Avem aici open for ăsta și mergem exact unde ne zice creatorul acestei mașini, să zic așa. Deci nu vom merge în update, cum zice, nu vom merge în update, vom merge la X64E. Eu mi-am copiat și X64E și X64I, le-am copiat și pe astea mods, așa că eu voi merge direct aici, la levels, GTA 5 și vehicles, ok. În arhivă avem aici tot ce ne trebuie și ne spune car files. Ar fi asta două. Nu cred că sunt și alealte, dar hai să le punem pe toate. Pentru că da, sunt toate astea patru și le tragem frumos aici în open for ăsta. Aici avem și tuning parts care trebuie să le punem în X64i. Deci, mergem din nou la Open for ăsta și mergem din nou la Mods, închid ăsta și deschid X64i. X64i, Levels, GTA 5, Vehicle Mods și Entitix ăsta. Hai să-l căutăm. Uite la aici. Iar aici vom băga fișierele astea, exact cum fac eu acum. Ok? Foarte simplu, fraților. E foarte, foarte, foarte simplu. Și uite așa, am adăugat mașinuța noastră, un Lamborghini. Mai departe o să vă arăt cum trebuie să faceți cu scripturile. Deci să zicem că vrem să băgăm modul de pompieri. După cum vedeți aici ne zice că ai nevoie de script hook și scripthook.net. Plus ăsta, native UI, care o să-l găsiți tot acolo în... Ok, în fine, hai să downloadăm ăsta. Deschidem frumos și mergem la UK. Citim aici frumos ce ne zice. Deci trebuie să luăm fișierul Fire Mods ăsta și îl băgăm în scripts din directorul nostru GTA. GTA 5 scripts. În caz că nu aveți directorul ăsta, adică folderul ăsta scripts, îl creați cum ați făcut și cu mod, cum v-am și arătat. Și trebuie să luăm firefighter mod.dll și configuration.ini.
Deci astea două le luăm și le băgăm frumos aici. Și asta e tot. Așa ați adăugat un script ușor și easy. Acum haideți să vă arăt dacă le are ăsta pe aici, dacă nu, o să căutăm noi în altă parte. De ce fișiere mai aveți voi nevoie ca să fie toate astea funcționale? Deci, script hoc și script hoc.net. Plus mai aveți nevoie de visual astea, cred că le aveți oricum instalate, și net framework. Dar asta cred că le aveți instalate, ar trebui să le aveți instalate. Deci asta este script hoc, îl downloadăm frumos și mergem și downloadăm și ăsta, downloadăm în formatul zip. O să vă las oricum linkurile în descriere ca să nu fie probleme și mergem frumos, oricum o să vedeți că eu le am deja. Mergem deschidem, mergem în bin și copiem script hoc și din put ăsta, pe care le tragem în directorul principal, adică în folderul principal, GTA 5 simplu. Deci intrăm frumos așa în GTA 5 și acolo le tragem. Ok? Asta e tot, fraților. Hai să-i dau și o move and replace. Ăsta este unul și hai să punem și ăsta dot ca să vă arăt. E aceeași chestie care am făcut-o și cu celălalt. Luăm aici toate astea și le tragem frumos. Ok, și asta este tot, fraților. Ați instalat cele necesare pentru a face aceste scripturi funcționale și cred că ați și înțeles. Și OpenFive ăsta îl putem descărca dacă mergem frumos și scriem, aici văd că nu-l are, ok. Scriem OpenFive, nu știu de ce îi zic 5. Și aici veți găsi pe openfor.com, găsiți link de download. Download now, apăsați aici frumos și vedeți că sare direct în download. Și cam asta este tot. Sper că v-a fost util acest tutorial în limba română și sper să apreciați cu niște like-uri, share-uri și tot ce este nevoie. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, am fost Runner și vă salut. Ciao!